Campania Violența împotriva copiilor este inacceptabilă, demarată de UNICEF în România, își demonstrează efectele. Experimentul inedit a fost urmat de sute de mesaje de condamnare a abuzurilor împotriva copiilor. Experimentul de a pune numele bătăuși unei localități este parte a campaniei Nu e normal să fie normal. Violența împotriva copiilor este inacceptabilă. Stop violenței, demarată de UNICEF în România de la începutul anului. Campania a fost susținută și de ambasadorii naționali pentru UNICEF în România, Andreea Marin și Smiley. Dacă vă spun că a fost un experiment, ce părere aveți? Chiar nu era normal. Nu e normal să-ți bați copiii. Ei mai fac prostii una alta. Și nu mai se schimbă numă, numele comunei? Nu, nu va mai fi bătăuși, așa cum se spune. Păi e bine atunci, că sinceră să fiu îmi crăpase obrazul, că eu n-am dat niciodată în copiii mei, să știi, nici măcar n-am țipat la ei. Noi cei de la Canal D ne-am alăturat campaniei, iar reacțiile dumneavoastră ale telespectatorilor noștri au fost pe măsura așteptărilor. Sute de comentarii, distribuiri și mesaje pe pagina noastră de Facebook care condamnă și atrag atenția asupra violenței împotriva copiilor. Vă mulțumim tuturor pentru reacții! Nu e normal să fie normal! Violența împotriva copiilor este inacceptabilă! Stop violenței!